O furtună de zăpadă abundente s-a abătut asupra statului american Colorado. Zeci de zboruri au fost anulate, iar autostrada care leagă Denver de stațiunile de schi din Colorado a fost închisă. Cea mai mare parte a zăpezii a căzut în zona de podiș la vest de Denver. Această femeie în vârstă de 77 de ani își curățea trotuarele în schimburi, în timp ce zăpada continua să cadă. I love the snow. I have no complaints. I love the snow. Iubesc zăpada, nu am nicio plângere. O iubesc și singurul lucru care nu-mi place este lopătatul, dar nu iubesc zăpada. Nu e așa că e frumoasă. Acoperă toate părțile urâte, vedeți? Acum e această frumoasă zăpadă albă pe tot și când ies pe ușă și este ceva de genul acesta, spun, Doamne, este superb, pur și simplu superbă. Chiar este. O porțiune din Interstate 70 a fost închisă în munții Colorado în urma numeroaselor rapoarte privind vehicule blocate pe autostradă timp de ore întregi. Deși a fost un avantaj pentru industria de schi din Colorado, condițiile extreme au închis mai multe stațiuni de schi. Peste 75.000 de oameni au rămas fără curent electric. Furtuna a închis de asemenea numeroase școli și birouri guvernamentale, iar școlile din Denver au fost închise în avans pentru vineri. Deci cred că martie este luna în care primim cea mai multă zăpadă, ceea ce este întotdeauna neașteptat pentru că așteptăm primăvara. Dar apoi, iată-ne aici. Dar acest lucru este grozav pentru plante, este bine. Este bine să avem umiditate, așa cum spunem mereu în Colorado. Cred că este cea mai mare cantitate pe care am avut-o în acest sezon. Este foarte mult. Se pare că sunt 20 de centimetri, iar eu am auzit că vor fi între 10 și 20, așa că vom vedea. Este destul de intens. Patrula de stat din Colorado a îndemnat oamenii să stea departe de drumuri. Deoarece furtuna este de un tip mai rar care aduce mai multă zăpadă în jumătatea estică a statului, mai degrabă decât în munți, s-ar putea să nu contribuie prea mult la alimentarea râului Colorado, care alimentează cu apă peste 40 de milioane de oameni din vest. Furtuna de zăpadă vine în timp ce alte părți ale țării se confruntă cu vreme severă. Bucăți masive de grindină au lovit miercuri seara părți din Kansas și Missouri, iar furtunile au declanșat posibile tornade în Kansas.